Guvernul a împărțit țara în două, în România celor vaccinați și România celor nevaccinați. Într-o logică electorală stupidă, PNL și USR au vrut să-și vaccineze doar electoratul propriu, doar pe cei din marile orașe, acolo unde au primari și unde stau majoritatea celor care i-au votat. Au neglijat total România, iar acum se întreabă de ce au apărut voci care îndeamnă la nesupunere civică ori la neplata taxelor și impozitelor. PSD cere guvernului să nu mai discrimineze, să nu mai ia măsuri doar pentru vaccinarea celor din orașele mari. Tot guvernul va împărți România în două, adică România persoanelor vaccinate și România persoanelor nevaccinate. Despre asta ce părere aveți? Iar am o părere foarte proastă. Și dacă se va adeveri că acest vaccin aduce anumite deficiențe organismului, atunci ce facem noi care nu ne vaccinăm? Le dăm în cap celor care s-au vaccinat? Deci de ce nu se gândește la partea inversă a situației? Asta este o chestie care să ducă populația în eroare și să ei au băgat bani în acest vaccin. Eu, după părerea mea, este ceva la nivel mondial, o măgărie la nivel mondial. Ori sunt niște bani de păpat și nu știu cum să-i pape să nu cadă în derizoriu, ori sunt niște bani mâncați și nu știu cum să-i acopere ca să, iar să nu intre. Ne vaccinăm. Considerați că vaccinul nu este bun? Nu, ăla ne omor. Eu să fiu orice ar fi și nu mă vaccinez. Poate să tragă cu pușcă să mă vaccinez. Mulțumesc! Dacă PNL, USR și UDMR sunt incapabili să găsească soluții pentru vaccinarea celor de la sate și din urbanul mic, atunci să adopte rapid măsurile propuse de PSD, respectiv depozitarea campaniei și organizarea unor caravane care să meargă la sate. În toate județele, în baza unui calendar prestabilit și anunțat dinainte prin toate mijloacele de informare în masă.